A fost întâmplare, nu era programat, un prieten tocmai aici și l-a luat. Hai să te dai cu el să vezi dacă ți-ești tu. Nici măcar nu mi-a stat gândul la ea o secundă. M-am dat cu asta, n-am știut să o conduc. Zici că m-am urcat în Duster-ul meu, doar că avea un interior mai premium. Nu era pe online și așa m-am zis la ea. A fost soarta. Realist vorbind, mașina asta, bă, a fost achiziționată din social media, frate. Da, da, într-un an de zile. Să-mi bag în gura lui Andu, dar mașina e mișto. Deci dacă n-aveți relații sau nu cunoașteți multă lume, nu vă luați mașina asta. Reprezentanța Chevrolet în România nu există, pentru că sunt foarte puține. Păi și un om normal, dacă își ia de la vârful hutul tău un Camaro, nu are un să-l facă? Nu, să nu-și ia. Salutare, dragi viitori de mașini! Bine ați venit pe Vroom Vroom Vlog! Astăzi consider eu că cel puțin până la momentul actual avem cel mai special review proprietar din această serie, pentru că îl am pe unul dintre cei mai dragi prieteni mie, și anume Andu, invitat special, și mai important decât asta, are și o mașină nouă pe care în materialul de astăzi ne va prezenta întreaga poveste din spatele acestei mașini, pentru că știu că mulți dintre voi sunteți curioși cum a ajuns în țară, cum a ajuns la el, cum ai ajuns tu la ea, da. Cum te-ai gândit la un Camaro? Sunt o grămadă de întrebări pe care le avem, iar în cadrul acestui material, cine altcineva decât Andu ne poate răspunde. Acestea fiind spuse, Andu, spune-mi cine ești, ce faci, cu ce te ocupi și în ce mașină m-am urcat. Te salut! Mulțumesc că m-ai uitat, am emoții o grămadă. Hai să luăm cu începutul. Eu sunt Andu, sau cum probabil multă lume mă știe, o guriță mică. Sunt creator de conținut în mare parte pe TikTok, dar și pe celelalte platforme în zona de food și food testing și chestii mici de lifestyle amuzante, de exemplu, ce mâncare făcea mama în copilărie sau lucruri de genul. Și cam asta fac eu daily basis. Îți place mâncare acum? Da, 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 cam asta fac eu. Și pe lângă asta, suntem astăzi într-un Camaro 2018 luna 12 sau 2019, nu știu exact. În ce dată scrie în talon? Ia vezi, cred că e 2018. Da, deci 2018, 2.0. Mașina în prezent are între 275 și 300 de căluți. Explicăm de ce spui asta. Ea standard vine cu 275 sau 280 de căluți măsurat de fabrică. Ideea este că de la cine am luat-o mi-a spus că mașina ar avea 300 de căluți. Într-adevăr, n-am testat-o, o să o pun pe un dyno ca să văd exact. Oricum, mașina va beneficia de un stage 1 și tot ce trebuie. Deci mașina are între 275 și 300 de căluți. Asta înseamnă că deja mașina are stage 1. Așa ar trebui, tocmai asta vreau și eu să verific, pentru că nu... 25.000 de kilometri, e da, proaspătă. Da, e proaspătă mașinuța. Asta a fost un motiv principal pentru care am ales-o. Care-i povestea ei din spate? De ce s-au făcut așa puțin kilometri? Ideea este în felul următor. Eu lângă mașina asta mai stat 5 acum... ani aproape. Da, eu lângă mașina asta mai stat acum 2 ani de zile. Ea a fost adusă în România, din America. Nouă. Da, transport special, mă rog, pentru o firmă, nu o să dăm nume. Okay. Ea trebuia dată ca un premium. Ok. Nu s-a vrut premium. Și băiatul de la care eu am cumpărat-o, am luat-o de acolo, de nou. Okay. Am poze cu ea la 3 km. Mașina pe timpul iernii sta pe dreapta, nu se mergea cu ea iarna. Ok. Din motiv că ar fi tracțiune spate și probabil cum și eu am emoții. Și nu s-au făcut foarte mulți kilometri cu ea, pentru că băiatul a avut-o parcă... Pro, înseamnă 5.000 de kilometri pe an. Da. Nu s-a mers deloc cu ea. Mai puțin de 500 de kilometri pe lună. Da, nu s-a mers deloc cu ea și mult timp a stat. Pentru că se aștea premiu, cum a fost tombole, cum așa. Tombole se fac pe mai mult timp. Ah, ok, mașina a gata, atunci are sens. Mașina a fost sens pentru tombolă. Și ea, stând, nu s-a mișcat prea mult. Păi și de ce e înmatriculată în 2018? Pentru că atunci a venit. Ca premiu. Păi și de ce au înmatriculat-o? Asta nu știu. Habar n-am ținut-o de detalii, dar uite, am chiar aici poză cu mașina, 15 km. Așa arăta mașina de nou. Adică ca e acum. Păi asta înseamnă că în momentul în care îi facem raportul car vertical, vedem când avea 15 km. Da. Și ăsta e anul fabricației sau data în care s-a înregistrat mașina? Nu știu exact. Ideea e următor, că știu că mașina înainte să ajungă în România... Asta e prima înmatriculare, bro. Ok. Deci știu că mașina înainte să fie adusă în România a fost și într-o reprezentare din Germania, că propriu de acolo s-a făcut transportul către România. Oricum n-am stres cu ea, pentru că ține-se de 26.000 km. Mă și uit la ea și se vede că nu da, a fost... se vede că are puțin kilometri. N-a fost bătut, adică încă miroase aproape a nouă. Miroase? Da. Zim cum ai ajuns la ea, pentru că înainte de mașina asta ai avut un Duster, pe care cu toții îl știm. Da, a fost foarte greu drumul. Ideea în felul într-o că tot timpul mi-am dorit o mașină puțin mai potentă. Doar că nu a fost asta prima alegere. Nici măcar nu mi-a stat gândul la ea o secundă. Prima dată eu mi-am dorit un Type R. După cum știi, FK2. Și asta îl știu. Da. Pasul ăla. După aceea, după Type R FK2, m-am gândit la un BMW 335i sau un BMW 440i. Nu ți se potrivea. Deloc, e mult prea clasic, o văd, mă împiedic de aia pe stradă. Vreau ceva unic, cum a fost și Duster-ul. După aceea, am trecut la Mercedes C43 AMG. Și ăla-l vezi. Exact.
Ideea a fost în felul următor, că eu aveam oră la ora asta. În aceea zi m-am dat cu ambele. A fost întâmplare, nu era programat, un prieten tocmai aici și l-a luat. Hai să te dai cu el să vezi dacă ții și tu. M-am dat cu asta, n-am știut să o conduc. Efectiv n-am știut cum să o conduc, mi s-a părut imensă capota, mă uitam. Era da, e sentimentul ăla de muscle car. Da, este total altceva. Am fost în foarte multe mașini și supercaruri și normale și de toate. Mi s-a părut diferită și m-a atras. M-am dus să mă dau cu acel Mercedes, într-adevăr tracțiunea integrală s-a simțit mai puternică, având și mai mulți caluși decât acest Camaro, doar că știam să-l conduc. Manetă, bang. Zici că m-am urcat în Duster-ul meu, doar că avea un interior mai premium. Adică nu era provocator pentru tine. Nu, adică nu cred că mi-ar fi adus bucuria de a o descoperi. Că mie nu-mi place neapărat să-mi dai ceva de-a gata. Că pentru mașina asta am tras o grămadă de ani. Și o să mai tragi. Clar! Și să mi-o dai de-a gata, eu deja știm, da, ok, asta e, aici merge navigația. Eu de la asta nici nu știam cum să pornesc navigația. Deci mi-a luat acum, înainte să dăm drumul la video, ți-am zis să dai clima mai încet și... Ți-am zis că nu știu! Asta 5 minute ca proștii amândoi să vedem unde apă ce apăsăm. Nu știu, efectiv, abia am învățat să-mi setez memoria la scaune, abia am descoperit bordul. Ceea ce e tare, e o bucurie da. Specială. E ca și cum e un cadou după cadou, după cadou, după cadou. Și totuși, de ce Camaro? Într-o zi, când eram eu decis, mamă, vreau mașină, nu știu ce, mi-a trimis tata o poză cu asta de pe stradă, unul de pe stradă Portocaliu. Bă, ești bun, ce bine arată, ia ce asta. Bam, 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 m-am căutat, m-am uitat și mașina asta nu era la vânzare. Am luat-o cu ghilimele printre recomandări. Știință, da, ai ajuns la ea. Da, nu era pe online și așa m-am zis la ea, a fost soarta. Ea m-a ales într-un fel. Tatăl tău a văzut-o pe stradă și ți-a trimis poză. Nu, și nu exact pe asta. Nu, asta. Zic că da. Modelul. Da, pentru mine asta a fost dilema, că dacă stau să analizez din punct de vedere a vibe-ului, mi se pare mașina perfectă pentru tine, că în momentul în care apari, exact aceleași sentimente l-am și când apar tu între oameni. Reacția oamenilor este în momentul în care te văd pe tine, este exact aceeași când văd mașina. De ce îți spun asta? Eram în spatele lui acum câteva zile și oamenii efectiv ăsta e sentimentul ăsta de parcă ar sări la tine. Pentru că tu, diferit față de comunitatea pe care am construit-o eu, reacția la tine e așa de prietenia, da, pensa că te cunosc. Ca și cum am fi vorbit toată exact, dar e cumva normal, pentru că eu, de exemplu, pe TikTok postez 20 de clipuri pe zi. E ca și cum ei au trei cu mine exact, în continuu. Da, da, ei da. Se uită la mine în continuu ca să-mi vadă și viața și ce mănânc, ce să mai mănânce și ei nou. Referitor la asta, cred că pe lângă influența fiecăruia în viața celuilalt, pentru mine cel puțin tu ești definiția și ești clicul pe care eu l-am primit în momentul în care vorbim despre consistență, frate. Adică de când te cunosc pe tine, eu mă simțeam că lucrez foarte mult și aveam impresia că lucrez foarte mult, dar după ce am văzut ce faci tu și cât împingi tu și cât conținut creezi, nu mai simt asta și de multe ori și la momentul actual noi suntem în procesul de achiziție unei mașini și probabil o să o vedeți și voi în perioada următoare, eu consider că tu ai o influență foarte puternică și știi povestea din spate, că mi-ai deschis un pic ochii ce înseamnă să fii consistent într-o anumită direcție. Și asta paranteză pentru cei care nu știu. Gurița mică a fost dată de Mihai. Deci ne-am completat și de fiecare dată când ne întâlnim, avem discuții care îți dau așa de gândit. Adică de multe ori ne certăm, asta că e important, Andu nu prea reacționează și nu prea sare la gâtul meu, dar Betty non-stop sare la gâtul meu. Și avem discuții contradictorii ce ne duc în momentul în care ne despărțim să stai să te gândești, bă, da, adică indiferent ce zice, ceva îți dă un click și te pune să te gândești. Și cred că ăsta este și pentru voi cei ce ne urmăresc. Dacă lucrezi într-o anumită direcție, rezultatele nu întârzie să apară, frate. Asta e cel mai important. Da. Pentru că realist vorbind, mașina asta, bă, a fost achiziționată din social media, frate. Da, într-un an de zile. Adică nu știu dacă înțelegeți despre ce vorbim acum. Este rezultatul muncii tale. Dar frate, atenție, 16 ore pe zi. Da. 12 ore pe zi. Adică vacanță am luat când am fost la Caius și acolo am filmat cu el 4 zile în continuu. Nu, deci eu asta vreau să vă zic și asta e lecția ce mie mi-a dat-o Andu de când a apărut în viața mea. Bă, frate, munca aduce rezultate. Da, muncă. Adică e că lucrez la 16 ani, când m-am urcat pe Glovo cu trotineta. Păi da, mă, dar n-ai tras niciodată așa. Pentru că tu, în momentul în care ai simțit că totuși funcționează, ai început să împingi acolo. Să zici, bă, stai un pic, că de aici poate să provină un venit care în cele din urmă clar a dat rezultate. Și mi se pare un lucru extraordinar. Adică e o confirmare a faptului că ceea ce faci, faci bine. Da, că dacă faci prost, nu avea niciun rezultat. Clar, da. Adică acum la momentul actual, indiferent care vine și îți dă cu părerea referitor la bă, cu mașina, cu aia, da, cântă la altă masă pentru că e
confirmare că faci ce trebuie. Zim, ce are special mașina asta, pentru că înainte de achiziția ei, știu că mi-ai povestit o grămadă despre ea și mi-ai zis: "Bă, stai așa că nu-i ca aia, are o grămadă de dotări diferite față de mașinile pe care le știm pe OLX de vânzare." Ideea e că mașina e mai scumpă ca orice mașină de pe OLX. Nu vreau să dau prețul pentru că nu vreau să interpreteze. Doar că în felul următor, ce are această mașină. Cam toate modelele standard, în primul rând, nu vin cu așa interior. Adică e sec, probabil. Da, interiorul normal e stofă. E cârpă. E cârpă, efectiv cârpă. Textil. Da, textil. Pe lângă asta, mașina asta are răcire în scaune, încălzire, încălzire în volan, boxe, Bose sau Bose, cum se zice? Bose, mă, frate. Bose, deci boxe. Cam așa e discuția noastră. Navigația mare. Ok, ce înseamnă? Că mai e una mai mare. Mic. Mai e una atâta, pătrățel. Ok. Cea mai specială dotare este acest ecran, pentru că este ecranul de Zele 1. Ce înseamnă Zele 1 ăsta? Zele 1 este practic tăticul la toți. Este Camaro cu 6.2 și cu supercharger, cu toate nebuniile. Are, okay. Acela are undeva la 600 și ceva de cai pe okay. Și asta e una dintre cele mai rare dotări. Pe lângă asta sunt padelele, scaunele care la fel sunt electrice. Cu memorie. Da, cu memorie. Da. Și mai tare decât asta, observ că toate butoanele sunt active. Da, da, tot. Uite, încălzire în volan. Da, da, mi s-a părut să fie că am treaba asta pe un Camaro, care toată lumea zice că e cea mai sărăcie pe interior. Mie interiorul ăsta nu mi-a... Lumea zice că e sărăcie pe interior. Da, deci toată lumea se ferește de muscle car-uri sau de mașinile americane, că zic că sunt pârnaie pe interior. Bro, ești nebun. Mie mi se pare piele pe aici, ești nebun. Mi se pare super drăguță în interior și super primitoare și trapa. La fel, îmi place că e prin... De exemplu, pe Mustang nu există trapă. Nu, e foarte faină. Interiorul m-a cucerit foarte tare, pentru că sunt multe, sunt multe, dar și ambientale, mașina are ambientale. Ce tare! Are aici, pe portiere, în spatele navigației și aici, la cap holdere, asta e tot... Lumina ambientală. Da, și pe lângă treaba asta are portbagaj chiar mare. E adânc, n-are gura mare de deschidere, dar în rest e adânc. Da, mie mi se pare o mașină foarte interesantă și nici n-am băgat-o niciodată în seamă, dar clar, la momentul actual, mi-a captat atenția pozitiv. Înainte să ne vedem, ca de obicei, am postat pe canalele noastre de comunicare un clip în care cerem părerea voastră, întrebări din partea voastră, să vedem cam ce își pun oamenii când vine vorba despre întrebări referitor la noua ta mașină. Hai să vedem dacă avem vreo întrebare pertinentă. Și sunt curios. Prima întrebare este din partea lui Răzvan, ce ne spune: ce o să faci cu Duster-ul? Duster-ul l-am păstrat. Ok, păstrezi două mașini? Da, pentru că cel mai probabil va merge tatăl meu cu el. Ok. Pe de altă parte, și mișto să ai una de... Duster-ul a fost consider cea mai bună mașină de 18 ani. A avut destulă putere, am putut să merg cu ea la munte, a avut foarte multe dotări, m-a protejat la impacturi. A fost, în opinia mea, o mașină absolut genială. Ceea ce mulți ne-ar zice. Mihnea ne-a scris așa: să-mi bag în gura lui Andu, dar mașina e mișto. Băi, deci am avut reacția asta în continuu. Băi, deci în continuu am avut reacția asta. Dar e mișto. E bună. Da. Când e bună, e bună. Adică n-ai ce să-i zici. Da, nu. Ce poți să-i zici? Marius ne scrie, și eu mă gândeam la același lucru, vezi să nu se transforme. Crezi că Transformer ți-a dat un click, te-a apropiat oarecum de mașina asta, fără să fii conștient de asta? Da, clar. Păi tot hype-ul mașinii ăsta a fost făcut datorită la Bumblebee. Doar că nu cred că o să fac galbenă. Chiar mi-ar plăcea să lăsați în comentarii ce culoare ați vedea. Ca o paranteză, eu o văd o singură culoare. Roșie. Raul ne întreabă ce motor are. Are motor de 2.0. Dar de ce ai zis-o cu 2.0 așa? Are motor de 2.0. Pentru că mie mi se pare 2.0, adică da, 2.0. E o variantă puternică cu întreținere teoretic de bun simț, da. Impozit mic. Nu, e cam tot ce vreau eu. Eu aș spune 2.0. 2.0, da, îmi place, dar știu cum o percep oamenii. Întrebare pentru tine: ce jante ar sta bine, negre sau autocularea asta? Și eu am problema asta, nu știu. Vreau să iau jante și vreau ori negre, ori argintii, dar nu știu. Încă nu știu. Răspund eu: argintii direct. De ce nu ți-ai luat un S3? De ce zic că Raul ne-a pus o întrebare bună? Știu că ești fan Audi. Da, sunt fan Audi, îmi place S3-ul și chiar îmi place S3-ul, mi se pare tare, e o mașină puternică, din prisma interiorului și cum arată pe exterior. Adică și nu ideea. Mă reprezint. Da, nu mă reprezint. Adică asta mi se pare că e mare ca tine. Da, adică da, S3 e o mașină mișto, dar nu-mi place. Gura mare. Da, face grălgie. Da, e așa. E exact. Da. Mie, oricum, mi se pare că ți-am zis, am spus-o și o repet, dacă ar fi să-ți aleg mașina perfectă pentru tine, asta ar fi fost mașina. Da. Alex ne întreabă cât a costat bijuteria. E foarte simplu, intrați pe site-urile de vânzări și o să vedeți aproximativ cam cât costă mașina. Este undeva în jurul sumei de 30.000, nu? Da. Plus minus în funcție de dotările mașinii. Da, exact. Poate să ajungă
Mai sus sau mai jos? Da, clar. Leni ne întreabă un 0-100. 0-100. Atenție! Pe net scrie în felul următor că mașina ar face 0-100 în 5.7 secunde. Eu pe calculatorul ei de bord am reușit 5 secunde. Înseamnă că totuși ai un stage. No idea, nu, poate nu merge asta corect. O să-i fac cu drag eu ca să văd și eu exact. A doua tură. A doua tură, că prima am uitat să dăm rec. Facem o tură mică. În cealaltă am făcut și 0-100. Mașina, după cum v-am zis, scoate între 5 și 6 secunde. În primul rând, mie mi se pare extraordinar de tare sentimentul pe care l-am în mașină. Mi se pare foarte mișto cum volanul vine foarte aproape de tine. Picioarele sunt foarte adânci acolo la pedalier. Și cum e focusat așa pe tine. Da, e egoist așa mașina. Da, foarte. Mă seamănă puțin cu mine, că da, și eu am, exact, am mici chestii de egoism. Mi se pare o mașină suport. Ba, este. E exact la limit acolo, să nici nu te omori cu ea. Da. Dacă era foarte puternică, poate o împachetai. Da. Și nici nu e foarte rigidă. Este la limită. Și dacă virezi cu ea, nici nu-i barcă. Nu. Eu zic că e o surioară și cred că e acolo umăr la umăr cu Mustangul. Da? E acolo, așa zic. Îmi place cu sau de evacuare, în schimb. Și e stoc. Sau de frumos. Da. Dar atenție că tu când ai făcut 0-100 n-aveai modul de quick shift. Nu știu cum să ți-l activezi. A, dar asta n-are din asta. Da, bravo. Asta e manual complet? Da. Ok. Hop. 6.47 mi-a dat acum. Ai simțit-o că prima dată a plecat mult mai tare? Da, când i-am dat prima dată a plecat mult mai tare față de acum. Ia pasă o dată accelerația în cap. Gata, nu schimb. Gata, nici, schimb de perfect. Acum, accelerează-o. Ia, acum mi se pare că accelerează mult mai tare. Oricum înaintează mașina. Da. Și nici nu te pune în pericol. Da, mi se pare perfectă. Și eu sunt de aceeași părere. Probabil cu un stage 1 o să fie o idee mai sportivă și aia a fost. Oricum, pentru mine e cel puțin arhi suficientă 300 de cai tracțiune spate. E genial, adică nu știu, pentru mine e tot ceea ce îmi doresc. Ce modificări mai vrei să-i faci? În primul rând vreau să-i pun tot kitul de ZL1. Vreau să schimb foarte mult de la interior. Volanul vreau să fie de la cu licuriș pe aici, okay, la plafon. Elementele acestea argintii se vor transforma în carbon. Aceste guri de ventilație la fel se vor... Bă, să nu închizi prea tare, bro. Îmi place cum arată, am văzut. Ăsta la fel, planșa asta, aș vrea din carbon. Tu glumești, nu? Nu. Cum să faci asta carbon? Asta e cu piele, ești nebun? Mi se pare mișto, arată mișto. Da, nu știu, încă mă gândesc. N-ai voie. Bine. Nu, te rog eu. Morăia, frate, de cea care o dezena mașina și care o configurat-o așa de frumos, să întorc în mormânt dacă îți morți, ești nebun. Te-ai documentat unde o servisezi pentru că e Camaro? Sunt câteva servisuri în București unde pot. Piesele vin mai greu. Din ce am înțeles, reprezentanța cu ghilimele de rigoare ar fi Rădăcini, că ei se ocupă de GM Motors. Ok. Ei ar fi practic reprezentanță. Reprezentanța Chevrolet în România nu există, pentru că sunt foarte puține. Asta înseamnă că tu nu ai un servisezi mașina? Servici de mentenanță am unde. În caz de daună, am și acolo unde. De exemplu, dacă se lovește sau are nevoie de tinichigerie, am găsit. Păi și un om normal, dacă își ia de la vârful hutul tău un Camaro, nu are un să-l facă? Nu. Să nu șa. Deci dacă n-aveți relații sau nu cunoașteți multă lume, nu vă las mașina asta. De ce zici asta? Pentru că din vorbă în vorbă nu duci bine mașina. Nu e o mașină care să o servisezi oriunde și nu e o mașină care se priceapă oricine la ea. Iar dacă nu ai câteva relații și câteva cunoștințe, mașina asta nu ți-o lua pentru că nu-i de tine propriu zis. Pentru că e foarte greu să găsești piese pentru ea. Până și plăcuțe de frână sau chestii de genul nu se găsesc așa ușor. Hai să vedem dacă mai avem întrebări. Deci dacă vrei o variantă smart, nu e asta mașina. Nu, nu, deci clar, ia-ți Mustang, e mai simplu, ori servisezi oriunde. Pexi ne întreabă dacă ți-ai făcut casco. Da, are casco, normal. E obligatoriu. Nu există să n-ai casco pe mașină, în opinia mea. Pe mine m-a salvat. Cât consumă? Cât îi dai? Poți să mergi cu ea și cu 13 sau 25. Important! Cred că a venit momentul mult așteptat de voi. Pentru că după ce a postat Andu clipul cu mașina, a primit o grămadă de taguri. Hai să verificăm mașina. Băi, sincer să fiu, eu am și învățat oamenii că mașinile care sunt venite din Statele Unite, da, vin cu background. Da, crea ceva mișto cu chestia care venit, da. Pentru că acum nu mai există să fii prost să nu-ți verifici mașina. Hai. 1RX. Păi de fiecare dată când generez câte un raport, bă, am emoții, mă. Iona, că am verificat înainte. Băi, eu de fiecare dată am emoții. Dar poate nu l-am citit corect raportul. Dar nu-i râsul tău. Bă, acum așa am emoții. Verde tot. Am trecut, da. Lucrări de întreținere în 2017-a, 12-a. Nu știu ce-i cu aia.
Ok, aveam 11 km. Deci lucrări de întreținere 2017-12. Vehicul a fost făcut revizie în 2017? Nu dau seama. Înmatriculat în 2018 a 5-a. Înmatriculat în 2018 a 8-a. Și de vânzare în 2021. 2018. Deci aici n-a făcut nimic. Mașina a stat până în 2018 a 5-a. Fără daune. Da. Ca să stați voi liniștiți. N-are nicio daună ăștia cârcotașii. Anul de fabricație e 2017. Ok. Echipare, L package, interior, trim. N-are multe. Multe rău. Multe rău. Are tot teritoriile pe care se pot pune pe ea. Deci, băieții mei, acum v-ați lămurit, kilometrii sunt reali, daune zero. Da, n-are nicio treabă. Mașina iață. Foarte tare. Bănuiesc că e deci perfectă. Deci puteți să stați liniștiți în legătură cu Camaro lui Andu. Astăzi am făcut un material foarte special, foarte drag mie și mă bucură foarte tare că până la urmă am vorbit strict despre mașină prima dată. Aici e o onoare pentru mine, pentru că mi-e dragă mașina. Acestea fiind spuse, vă mulțumim foarte mult că ați rămas până la final. Loviți cu încredere butonul de like, să știm că mergem în direcția corectă. Subscribe dacă ești pentru prima dată pe al nostru canal și, important, în descriere ai și canalul lui Andu, unde, din nou, povestește, vă arată, vă prezintă. O să vi se facă foame. Exact. Dacă ți-e foame, nu intra acolo. Acestea fiind spuse, eu am fost Mihai Beldi alături de Andu, te pupăm, bro, și mulțumim încă o dată că ai venit. Mulțumesc. Și până la următorul material, nu uitați, iubiți-vă mult mașinile! Pa, pa!